Bun venit la Farfuria Veselă, eu sunt Dana și astăzi am o prăjitură cu nugă, o cremă fină, delicioasă și glazură de ciocolată. Vă spun ingredientele pentru blat chiar acum. Am nevoie de 7 albușuri sau 420 de grame de albușuri. Eu, după cum vedeți, le cumpăr așa în cutia asta de la Lidl, dar uneori mai păstrez albușuri și în congelator și le las să se dezghețe și le folosesc. Folosim mai multe gălbenușuri pentru maioneză și putem păstra albușurile în congelator pentru o perioadă bună. Un praf de sare, 150 de grame de zahăr, o linguriță de esență de migdale, 100 de grame de nucă măcinată mărunt, 100 de grame de nucă tocată grosier, o voi toca cu cuțitul, și 100 de grame de fulgi de nucă de cocos. Vă arăt acum cum voi toca eu nuca. Cu cuțitul pur și simplu o toc în bucăți mai mici, dar nu o mărunțesc foarte, foarte tare. Pun acum albușurile în vasul mixerului. Adaug un praf de sare, ca la orice desert, și încep să le mixez la început pentru viteză, cu viteză mică, după care mărim viteza atunci când încep să se albească și adaug acum zahărul în ploaie și mixez la viteză mare. Vom obține o bezea stabilă și lucioasă. Vă aduceți aminte, mama răsturna castronul deasupra capului să vadă dacă le-am mixat bine. Acum adaug nuca măcinată mărunt. Și am lăsat viteza mixerului mai ușor. Nuca de cocos, la fel. După cum ați observat, acest blat nu are făină. Esență de migdale. Și la final, nuca tocată grosier cu cuțitul. Torn aluatul astfel obținut în rama metalică pe care am căptușit-o cu hârtie de copt și voi coace blatul după ce îl nivelez la 175 de grade în cuptorul preîncălzit pentru 25 de minute. După coacere îndepărtez rama metalică, vreau ca acest blat să se răcească cât mai rapid. Și voi îndepărta și hârtia de copt și răstorn blatul într-o tavă în care voi asambla prăjitura. Și lăsăm blatul să se răcească complet. Este un blat pufos, aerat, puteți face chiar și rulade cu acest blat pentru că veți putea cu ușurință să rulați. Pregătesc acum crema. Și pentru aceasta am nevoie de 300 de grame de frișcă lichidă. Eu o folosesc pe aceasta de la Lidl cu 36% grăsime. O țin la rece în frigider înainte de a o folosi. 300 de grame de cremă de brânză, 60 de grame de zahăr pudră, o linguriță de esență de vanilie și două lingurițe de inca. Este această, să-i spunem, cafea instant, dar nu e cafea, este o pudră de cicoare pe care o voi folosi. Dacă nu aveți, puteți folosi două lingurițe de pudră de cacao. Și asta pentru că de obicei servim aceste deserturi și copiilor și nu putem să le dăm cafea. Sunt deja destul de agitați, cu siguranță n-au nevoie de cafea. Pun acum crema de brânză în vasul mixerului împreună cu frișca. Adaug zahărul pudră. Pun și esența de vanilie și
și adaug și două lingurițe din această cafea din cicoare. Dar nu este cafea. Mixez la viteză mică pentru început, pentru a nu intra într-un norișor de zahăr, după care măresc viteza până când crema este aerată și stabilă. Ia uitați cât de bine arată. Asamblez acum desertul. Așadar, deasupra blatului copt și răcit, pun rama metalică de jur împrejur și strâng puțin rama și voi pune crema pregătită. O distribui, o nivelez frumos cu o spatulă. Se nivelează foarte, foarte ușor. Deasupra cremei pun biscuiți cu cacao. Am aici aproximativ 250-300 de grame de biscuiți cu cacao pe care nu îi înmoi în lapte sau nimic. Se vor rehidrata de la cremă. Îi așez deasupra prăjiturii și voi pune prăjitura la rece. Între timp pregătesc și o glazură cu 100 de grame de ciocolată, 100 de grame de frișcă lichidă și o linguriță de unt de cocos. Încălzesc pe focul de la aragaz apă foarte bine, duc la punctul de fierbere, iar în castron am pus ciocolata, frișca și untul de cocos și le voi topi împreună. Uitați cât de bine arată această glazură, o torn acum deasupra prăjiturii, deasupra biscuiților. Este suficientă glazură pentru a distribui deasupra prăjiturii și nivelez cu o spatulă, după care pun prăjitura la rece în frigider până a doua zi. Are nevoie de acest timp pentru a se așeza, biscuiții pentru a se rehidrata și a doua zi o putem porționa. Totodată deasupra glazurii acum până să o pun la rece în frigider, presar și puțină nucă măcinată, doar așa ca să arate mai bine. A doua zi îndepărtez rama metalică și o putem porționa. Sper că o veți încerca și voi, urmează sărbătorile și vreau să vă dau așa câteva idei pentru deserturi pe care le puteți pregăti pentru ai voștri. Zi frumoasă să aveți, nu uitați să fiți veseli și ne auzim data viitoare la o altă rețetă. Pa, pa!